La intrare pe podul Basarab, poliția l-a oprit pe unul cu camionul. Oare ce nu-i place? Ghici, de ce-s nervos? Că sunt filmați. Bună seara. Bună. La secția 4 a Dimitru Ion. În buletin pentru verificare. Pentru ce? Verificare ce o ești de mare, se poate? De ce? Ca să mă intimidați? Nu ca să vă intimidez. Atunci care-i temeiul să mă legitimați? Doar să mă legitimez pentru o zi. De ce? Să știu cu cine stau de vorbă. Dar nu-i nevoie. Doresc eu să știu cu cine stau de vorbă. Asta e ilegal. Dacă ați avea un temei legal, v-aș prezenta și buletinul, dar așa e hărțuire. O să răspundeți. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Trebuie să aveți temei să mă legitimați. Ați înțeles ce v-am spus? Un buletin sau media ați înțeles să mergi mai cu buletin? Să arumă, de la secția 4. Vreau să-mi prezentați, să-mi dați un buletin de identitate. De ce? Vreau să vă aduc la cunoștință că nu vă permit să-mi utilizați. Dar nici n-am nevoie de permisiunea dumneavoastră, sunt în spațiu public. Sunteți în spațiu public, dar fața mea, vocea mea, mașina și alte elemente de care fac parte din serviciul meu sunt date cu caracter personal. Conform ZLG 677 per 2001, nu vă permit să le folosiți. Noastră demonstrați acum incompetență profesională. Nu, nicio incompetență. Vă rog să-mi prezentați buletinul de identitate. O să vă fac o sesizare la agenția care protejează datele cu caracter personal, iar în cazul în care vor fi divulgate și așa, sunteți pasibili de infracțiune. Dați-mi buletin. Bine. Da? Nu vă dau. Trebuie să aveți temei să mă documentați. Da, vă legitimez pentru că m-ați filmat, aveți niște date cu caracter personal ale mele și sunteți pe cale. Suspect să săvârșiți o contravenție sau o infracțiune. Dumneata ești în uniformă, ești în serviciu public, da, acum? Sunt în serviciu, dar eu nu-ți permit dumneata să folosești... Păi, dar nici am nevoie să-mi permiți. Păi nu, nu-ți ești permit. În spațiu public, nu ești la dumneata acasă. Nu pe mine, nu pe mine. Ba da, ba da. Chiar și legitimația pot să o filmez. Ce ăsta e, Ceaușescu? Cătușele pe pune. Așa, așa, și bătaie cu bulanul. Trebuie să te legitimezi, să te duc la cifră. Dacă are temei, mă legitimez, dacă nu, îl consider ăsta abuz. O să intrați în autovehicul? Am bicicleta acolo, dacă rămâne bicicleta o să răspundeți. Da, răspund. Da. Haideți cu o conducem și bicicleta. Haideți la haide. Care-i temeie să mă legitimați? Eu am buletin. Să vă legitimez. Eu am buletin și mă pot prezenta, dar n-aveți temeie să mă legitimați. Am temeie. Care-i temeie legal? Da. M-ați filmat și aveți date cu caracter personal. Vreau să știu cine m-a filmat. Asta nu e o încălcare. Nu, nu, vreau să știu cine m-a filmat, pentru că vreau să-mi protejez imaginea mea și a poliției române. Dați-mi buletinul, vă rog. Mă numesc Oleg Brega, sunt de la Curaj TV. Foarte bine. Foarte Oleg Brega. Foarte bine. Roman Ciprian, secția 4, poliție, sectorul 1. Da? Bine. Să-mi arătați dacă vreți o legitimație. Nu vă are legitimație. Ok. Nu, v-am prezentat, puteți să verificați. Asta e refuz de legitimare. Ce, dumneavoastră mă legitimați pe mine? Faceți-vă da. Poliție ca să legitimați, da? Eu sunt un cetățean. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Eu am mai multe drepturi ca dumneata. Ai avea dumneata drepturi, dar ești obligat. Care-i temeie că l-ați oprit pe ăsta cu mașina? Problema dumneavoastră, noastră. Deci, ăștia sunt... L-ați oprit în trafic, creați situații de accident. Da, da. Oleg Brega. E cetățean moldovean. Nu, sunt cetățean român. Bine. Niciodată nu-ți voi prezenta ție ce fac eu în activitate, da? Niciodată nu-ți voi prezenta. Când v-ați dat ce trebuie? Sunt date cu caracter personal. Sunt date cu caracter personal. Când v-ați născut? Când m-am născut era ziua mea de naștere. Acum încătușați-mă. Mergeți de bunăvoie? Nu. Consider asta un abuz. Este abuz, atunci vă rog frumos să închideți camera ca să nu se desfacă telefonul. Nu, nu, asta e singurul martor. În moșul celălalt n-am încredere ca martor. Ăsta e singurul meu martor. V-am adus la cunoștință, există filmare. Nu, când intru în custodie poliție, vreau să am martori, că s-ar putea să mă bateți, să mă omorâți. Nu te bate. Domnul meu, ați fost în Moldova, ați făcut acolo circ. Așa, și acum ați ajuns în România să faceți. Da. Așa. S-a legitimat sau nu? Nu. Ba da, mă numesc Oleg Brega. Nu v-ați legitimat, vreau să da. Datele. Mă numesc Oleg Brega. Contravențional pentru asta și o să vă fac o plângere la agenția de protecție a datelor. Bine, bine. Să vină cine. O să vă conducem la sediul secției 4 poliție. Bine. Pe răspunderea dumneavoastră. Pe răspunderea. Refuzul de legitimare, așa se procedează. M-am prezentat. Nu v-ați prezentat. Că dumneata n-ai temei să mă legitimezi. Da, am temei. Care-i temeie că l-ați oprit pe ăsta? Problema noastră. Nu-i problema. Da, ce e problema? Ești o polițist?
Da, moșulic, ai revenit vremurile lui Ceaușescu. Gata, s-au lămurit, îi dau drumul și pleacă. Au fi vrut să iasă ceva bani din asta, dacă n-a reușit. Oleg Vrega mă numesc, mă mai prezint odată. Da, da, dați-vă data nașterii. Sunt date cu caracter personal. Și atunci cum vreți să vă identific? După nume, numai eu sunt Vrega. Numai eu sunt Oleg Vrega în România. Nu există așa ceva. Ba da. Legitimarea se face ori cu buletinul de identitate, ori cu pașaportul, ori cu permis de conducere, adică document. Care-i temeiul să mă legitimați? Temeiul legal. Că v-am filmat, vă dați seama că sunteți penibil. Și gata, la revedere. Hai că moșul vrea să vadă ca la Ceaușescu. Vin eu martor. Martor, da, martor și Ceaușescu. Vin eu martor. Și Ceaușescu și Dragnea. N-are ce să vă pună la... Și Dragnea și Ceaușescu, martor. Sună-mă că vin eu. Așa, că i-am mușcat, nu? Sau ce o să zici? E smecher, mă, bă. Da, da. Salutări lui Ceaușescu. Și lui Dragnea. Așa, așa, cu bățul, cu bulanul. Salutări lui Ceaușescu. Le-am stricat afacerea, a plecat și ăla cu tirul. Au plecat și ei. O să-i găsesc acuși sub pod.